am fost la intrarea liniei. Inspectoratul județean de jandarmi Ilfov cu plângeri împotriva aceluiași, cum a zis el că se numește, plutonier major Iagăr Gabriel, pentru faptele lui de la parchetul Cornetu. M-am plâns și la parchetul militar, m-am plâns și la CNCD, pentru că consider că mă discriminează în raport cu persoanele care poate să vină cu mașina cu aer condiționat, de exemplu, și poate să îmble în pantaloni și cămașa, așa cum a cerut el și cum scrie acolo, ci că în regulamentul lor de ordine internă, în ținută decentă. Dar eu eram, iată, în ținută asta, în tricou, în pantaloni scurți, dar mai jos de genunchi. Nu văd nicio problemă dacă vineam cu pantaloni scurți mai sus de genunchi. E la fel de decentă, sunt 40 de grade la București și în județul Ilfov. Deci e absolut justificat să îmble îmbrăcat adecvat. Și aștept organele de stat să-și facă datorie, să apere drepturile omului așa cum prevede legea. Și să le dau o lecție jandarmilor, să înțeleagă că ei sunt în apărarea cetățenilor, a drepturilor omului. Și nu în apărarea mafiei, a liniștii, guvernanților sau timir ce altceva. S-a întâmplat ceva de aici? Nu, am fost cu o plângere la inspectoratul de jandarmi.